La complexul energetic Hunedoara mai sunt 2050 de angajați. Cei mai mulți însă nu lucrează la front, iar minerii spun că au nevoie de colegi, în abataje lucrându-se cu brigăzi subdimensionate. În protocolul semnat în urmă cu 2 săptămâni cu Ministrul Energiei sunt prinse cel puțin 120 de angajări, dar după înființarea noii societăți, adică în ianuarie 2023, și doar acolo unde este necesar, nu în birouri, spun sindicaliștii. Pe de altă parte, senatorul Cristian Resmeriță fură startul și anunță că la CEH se vor face angajări începând cu data de 1 noiembrie. Potrivit senatorului PSD, ar trebui angajați tineri cu un salariu mult mai mic pentru că nu au încadrare și nu au grupă.